Vă salut! Simona sunt și astăzi vă invit să stăm la povești cu Adrian Sandu despre base jumping. Base jumping-ul nu cred că are nevoie de prea multă introducere. Acum este un sport cunoscut în întreaga lume, inclusiv în România. Din timpuri imemoriabile, oamenii și-au dorit să zboare. Au contemplat foarte mult ideea zborului liber, asemenea păsărilor. Și auzim destul de des că anumite sporturi oferă senzații asemănătoare zborului. Auzim atleți vorbind uneori că au sentimentul că zboară atunci când practică un anumit sport. Și asta este asociată cu sentimentul de libertate, de mișcare liberă. Ei bine, niciun sport nu oferă senzații mai asemănătoare zborului ca base jumping-ul, pentru că în base sportivii chiar zboară, neasistați de niciun echipament sau asistați foarte puțin de echipament minim, și anume de costumul de zbor când și dacă este folosit. Vom afla mai multe despre base de la Adi imediat, care în ultimii ani el a locuit și s-a antrenat în Dubai, prima dată în skydiving, apoi în base jumping. Anul 2021 el și l-a petrecut călătorind prin Europa, sărind de la unele din cele mai spectaculoase locuri sau exituri, cum sunt numite în sportul base jumping-ului. Eu am reușit să povestesc cu Adi când era în Norvegia și cu drag l-am ascultat cum îmi spunea cu pasiune și cu realism cum se pregătește pentru base, cum își gestionează riscul și de ce practică base jumping-ul de fapt. Sper să vă placă și vouă să-l ascultați. Ne spui un pic câteva cuvinte despre tine? Da, exact ce vrei tu, începând de la copilărie sau începând de săptămâna trecută, ce vrei tu, ce simți să ne spui despre tine? Nu Cine cred ești? că e nimic special. Cred că am Așa sunt fost doar toți un oamenii cis. speciali. Nu, cred că sunt un. Mi-aduc aminte de când am fost foarte mic, am fost un copil foarte curios, așa. Întotdeauna m-a fascinat să am parte de experiențe și diverse trăiri, să zic așa, inedite și întotdeauna m-a fascinat să încerc și să experimentez stări noi și expediții și așa mai departe. Poate să mi se trage și din cauza familiei, pentru că am mers foarte mult pe munte când eram mici cu familia, la cort, am făcut multe trasee montane prin Piatra Craiului, prin Carpați în principal. Și am fost implicat în sporturi de când eram mic. Am fost dat și la not, după aia am făcut prin liceu caiac canoe o perioadă, după aia m-am apucat de alpinism, după care m-am apucat de mers pe munte, inclusiv iarna, am făcut revelioane prin peșteri și așa mai departe și cu salvamontul Argeș. Și apoi m-am apucat de deltaplan. După aia m-am apucat de freediving, după aia m-am apucat de parașutism și acum la base jumping. Deci îmi place să gust, cam să zic așa, din toate sporturile astea care au de-a face cu conexiunea cu natura, sporturi outdoor. Asta a fost pasiunea mea din totdeauna. Sporturi mai individualiste, nu atât de mult cele de echipă. De echipă. Câți ani ai acum, dacă vrei să ne spui? Am 40 de ani. Mulți înainte, în floarea vârstei. Mersi. Deci ți-ai dat seama că vrei să faci jumping în urmă, base jumping în urmă cu câți ani? În urmă cu vreo 15 ani. În urmă cu vreo 15 ani. Și câți ani ai făcut parașutism înainte de aia? Am devenit foarte pasionat, am văzut niște filmări pe YouTube cu wingsuiteri, ăștia care sar cu costumele de veveriță și zburau. Era la început, atunci, sportul. Nu chiar la început, dar costumele nu erau foarte grozave și totuși începuseră să zboare, să facă proximity flying. Zburau pe lângă stânci și pur și simplu videourile și imaginele erau fantastice și mi-am zis, trebuie să încerc chestia asta, cred că este o experiență fantastică de conexiune cu natura, vizual, ce vezi, cum auzi, cum simți totul, viteza, cum e să zbor ca o pasăre liberă. Timp de mii de ani oamenii au încercat, au visat să zboare așa și uite, trăim într-un secol în care tehnologia face posibil acest lucru cu ajutorul științei și am zis, trebuie neapărat să încerc chestia asta. Și atunci au început să-mi funcționeze rotițele, să-mi dau seama ce pot să fac. Citesc foarte mult
Mi-am dat seama că trebuie să devin zburător, să zic așa, un base jumping, că era un sport destul de periculos, cum este și astăzi, cu toate că astăzi cred că este mult mai puțin periculos decât era pe timpuri. În principiu, din cauza faptului că sunt foarte multe școli, devine un sport mai mainstream, ca să spun așa, nivelul de educație este mult mai ridicat, nu se mai face cu mentori, se face cu instructori care au experiență de 20-30 de ani în domeniu, peste 3-4 mii de salturi. Deci dacă ei au supraviețuit timp de 20-30 de ani în sportul ăsta, probabil că pot să trimită și să transmită și niște cunoștințe despre cum să supraviețuiești în perceput și din afară. Răspunsul e mult mai complicat, e da și nu. Am înțeles. Depinde de foarte mulți factori și de risk management. O, risk management, ajungem și acolo. Vrei să ne spui așa pe larg despre base jumping, ce fel de sport e, ce presupune, cum se face? Da. Deosebirea poate dintre base jumping și skydiving, scuză-mă că te-am întrerupt. Da. Deci skydiving-ul, cred că toată lumea sau o mare parte probabil din populația mai aventurieră a încercat să facă măcar un tandem skydive în care te duci, plătești și sari, dar cu un instructor care poartă o parașută de tandem. Și e destul de incitant. Chestia asta am făcut-o și eu în 2008, dacă nu mă înșel, prima oară, și mi-a plăcut foarte mult senzația și am zis trebuie să mai încerc chestia asta. Așa că m-am înscris la un curs de parașutism și am făcut cursul de parașutism. Base jumping-ul este o progresie, să zic așa, către munte, către natură. E practic un acronim care înseamnă, deci practic înseamnă cele patru tipuri de obiecte, să zic așa, de pe care se sare. Deci primul ar fi bridges, B vine de la bridge, deci asta înseamnă poduri de pe care se sare. A-ul vine de la antena, S-ul vine de la span și E-ul vine de la earth. Deci obiecte solide, cum ar fi munții. E un sport care a apărut relativ târziu, să zic, undeva, cred că au început prin anii 70, dacă nu mă înșel, au fost câțiva temerari care au început să-și adapteze echipamentul de skydiving și au învățat foarte multe lecții, de multe ori cu consecințe fatale pentru unii dintre ei, deci asta a fost o epocă a gloriei, a temerarilor care au deschis sportul. În ziua de astăzi, după vreo 30 și ceva de ani, peste 30 de ani, cred, de evoluția echipamentului, sportul a devenit mult mai sigur din punct de vedere al echipamentului. Din păcate, sunt foarte mulți oameni, acum sunt și mai mulți care intră în sport, pentru că devine mainstream, nu mai e ceva rezervat, să zicem așa, între ghilimele, extremiștilor, căutătorilor de adrenalină. Este riscant în sensul că foarte mulți oameni nu înțeleg că este o progresie relativ lentă în sport dacă vrei să îl faci în siguranță. Asta înseamnă că trebuie să aștepți câțiva ani de zile, să-ți temperezi ego-ul și să înveți de la niște instructori care au un cuvânt greu de spus, să spunem așa, temerarii, cei care au sărit din anii 80, 90, 2000 și mai departe. Este un sport plin de satisfacții pentru că te lasă să te conectezi cu natura la un nivel foarte profund. Într-adevăr, este un sport mult mai riscant. Acum este destul de greu să faci o analiză asupra riscului, pentru că nu există niște statistici foarte clare. Nimeni nu contabilizează câți base jumpers sunt în lumea asta. Se estimează că ar fi câteva mii. Nu se știe numărul de base jumpuri totale făcute într-un an de zile. Se estimează că pot fi de câteva zeci de mii de base jumpuri într-un an. Un risc estimativ pe care l-am găsit eu ar fi cam 1 la 4.000 cazul de fatality risk, ca să spunem așa, sau riscul de accident mortal, ar fi cam 1 la 4.000 de salturi, ceea ce este destul de mult comparativ cu skydiving-ul clasic, care m-am uitat pe cifrele din 2020, e undeva la 1 la 230.000 de salturi sau la 250.000 de salturi. Deci vorbim de un risc cam de 40 și ceva de ori mai mare decât skydiving-ul clasic. Însă
E acea ecuație faimoasă, more risk equal more reward. Deci pot să spun că și când m-am apucat de skydiving, scopul final a fost de fapt pregătirea pentru base jumping. Pentru că întotdeauna m-a pasionat munții, natura și întotdeauna m-a întrebat cum ar fi să urci un munte și apoi să zbori de pe el și să te întorci la base camp după un minut de zbor și cu niște imagini și niște memorii fantastice. Așa că m-am apucat de base jumping în 2018, cu vreo 3 ani și ceva. Deci, când te-ai apucat de parașutism și de skydiving, știai deja că vrei să faci base jumping. Toată da. Lumea trebuie să facă skydiving înainte sau se poate da, da, băga da, direct? Este obligatoriu. Este obligatoriu. Nu știu alte școli sau câte școli ar, sau instructori privați care ar accepta pe cineva cu număr foarte mic de salturi de skydiving. La școala care am fost eu, destul de faimoasă, condusă de un tip Chris McDougall, Dugs, mi-a cunoscut, are peste 4.000 de base jump-uri, e unul din cei mai temerare ai sportului și da, el a trecut prin toate fazele, a pierdut și mulți prieteni din cauza sportului ăsta și este un supraviețuitor și un tip extraordinar de plin de experiență. El acceptă la școala lui skydiver cu minimum 300 de salturi la activ. Acum majoritatea școlilor acceptă, cred că barem un minim undeva pe la 200 de salturi, dacă nu mă înșel. Probabil că sunt și alții care acceptă sub, dar deja se cam joacă cu focul. Deci se consideră că înțelegi cum să zbori corpul și înțelegi aerodinamica și lucrurile de bază și îți formezi un instinct privind tracking-ul și tracking skill-urile. Asta înseamnă zborul ăsta înclinat la un anumit unghi pentru a genera o importanță relativă și a te îndepărta de obiectul după care sari, care îți conferă o siguranță, pentru că vreo 78%, dacă nu mă înșel, sau 80% din cazurile de fatalitate în base jumping este object strike. Deci, practic, te lovești de obiectul de pe care sari. De asta e foarte important să acumulezi skill-urile necesare în experiența de skydiving și să continui să faci skydiving cât mai mult posibil, să fii cât mai curent și să continui chestia asta în timp ce faci și base jumping. Sunt două sporturi complet diferite. Base jumping are, să spun așa, două ramuri mari. Se numește, prima ramură ar fi saltul de pe obiecte subterminale, obiecte, să spunem, de înălțimi relativ mici. Și genul ăsta de salturi se numesc slider down, deci practic parașuta slider down sau no slider, parașuta respectivă se deschide foarte repede, se deschide aproape instantană, deci ai undeva în jur de 3 secunde de cădere liberă, după care trebuie să deschizi parașuta. Și asta se întâmplă de pe clădiri, de pe antene, de pe poduri sau de pe stânci cu dimensiuni mici, să zicem 100-150 de metri, 180 de metri, 200 de metri, ceva de genul acesta. Bineînțeles. Apoi există categoria slider up, cea care mi-e favorită mie, în care poți să sari de pe stânci foarte înalte, de 1000 și ceva de metri sau chiar mai mult, unde poți să zbori cu wingsuit-ul și până în 1 minut, 2 minute, nu știu, sunt zboruri chiar poate și peste 2 minute în Alpi și în anumite zone unde poți să ai o diferență foarte mare de nivel. Acolo sunt și acolo diverse discipline, de la tracking, slick jumping, adică saltul efectiv în pantaloni, în jachetă, în hainele clasice, sau tracking suit, care îți oferă fie clasicul tracking suit, care este practic un pantalon și o jachetă, care îți oferă puțin mai multă importanță decât în mod normal, decât ai sări haine normale. Apoi one piece tracking suit, care este un costum făcut dintr-o singură piesă, cam ceea ce zbor și eu acum. Și apoi ultima progresie este wingsuit-ul propriu-zis, care îți oferă cea mai mare performanță ca și glide, speed, viteză și manevrabilitate. Și de obicei genul ăsta de disciplină se realizează cam după minim 2-3 sezoane în base jumping și peste vreo 200 de base jump-uri. Deci cam asta este recomandarea de a intra. Deci ar fi ultima disciplină și cea mai complicată și din păcate acolo sunt și cele multe cazuri de fatalities, de accidente mortale.
Ai spus că sportul nu mai este atât de periculos cum era odată, în principiu pentru că sunt școli, e o bază mai mare de cunoștințe pe care instructorii o împărtășesc cu studenților. Sportul nu cumva a devenit mai sigur și din cauza echipamentului, că în general, cam în orice sport din tehnologie, avem echipament care ne oferă să ridicăm standardul în sport, dar la fel să ridicăm și standardul de siguranță. În ce fel au evoluat costumele în base dive, în base jumping de a devenit mai sigur sportul? Nu atât de mult, sportul nu e neapărat mai sigur din cauza costumelor de zbor, ci poate și a lor, dar în principiu se datorează parașutei și harness-ului, care practic foarte multe din malfunction scenurile care apăreau în trecut sau erori de design, oamenii au învățat prin trial and error. Asta a fost un sport foarte mult de nișă, cu un număr foarte mic de oameni. Deci, practic, nu au existat studii, nu au existat niște corporații mari care să pună foarte mulți bani în a crea echipamentul perfect și a durat o perioadă de vreo 20-25 de ani, probabil până 30 de ani, în care s-a învățat din greșeli. Multe ori unele din aceste greșeli fiind fatale, de modul în care trebuie făcut designul. La început nici măcar nu existau parașute de base jumping, care sunt create puțin diferit. Ele sunt făcute să se deschidă foarte rapid, au viteze de înaintare mult mai mici față de o parașută de skydiving, ca să se asigure puțin și niște setări la brake line-urile. Mă rog, nu vreau să intru foarte mult în detalii tehnice, tocmai ca în cazul în care dacă ai o deschidere spre obiectul, 180 de grade spre obiectul de pe care ai sărit, să ai timp de reacție și să ai suficient timp să corectezi heading-ul, care e cel mai important lucru în base jumping după deschiderea parașutei, este să corectezi heading-ul, adică direcția de zbor pe care mergi. Ele sunt acum, după vreo 30 de ani, cum spunea și instructorul nostru, faimosul Dux, spunea că vremea de of big balls a trecut. Deci echipamentul de astăzi stă pe umerii unor uriași care au tot inventat și au făcut upgrade după upgrade cu fiecare generație și din lecțiile unor dureroase pe care le-au învățat de-a lungul timpului, și să mori astăzi din equipment failure este o mare prostie. Deci practic echipamentele sunt foarte sigure. Problema în schimb este de lipsă de pregătire. Deci, din punctul ăsta de vedere, sportul a devenit mult mai sigur. De asemenea, este și mult mai sigur în sensul că există mult mai multă informație, există forumuri, există instructori calificați care fac treaba asta și te învață cum să faci o progresie relativ sigură. Problema de risc se datorează faptului că foarte mulți tineri văd diverse filmări, ca și mine de altfel, pe YouTube, și cred că progresia se poate face foarte repede, în sensul că gata, ca în majoritatea pe mine și vreau să devin noul Instagram star sau nou YouTube star și să fac tot felul de zboruri fantastice într-un timp cât mai scurt, în 6 luni de când am învățat sau un an, adică nu își lasă suficient timp, pentru că e un sport destul de diferit și trebuie să te obișnuiești cu senzația de a zbura pe lângă un obiect. Nu e ca în skydiving, unde nu zbor pe lângă nimic, pur și simplu cazi în gol, de la 4.000 de metri. Și e foarte mult ego. Eu consider că, și părerea mea personală este că poate cu cât încep mai târziu în sportul ăsta, adică nu la 20 de ani când ai perioada mai teribilistă și ți-asumi riscuri foarte mari, cred că devii puțin mai matur în managementul riscului și ai o abordare mai precaută și mai înceată, ceea ce te face să rămâi în viață. Eu m-am apucat destul de târziu de base jumping, deci m-am apucat acum vreo cât? 3-4 ani, deci 3 asta ani, înseamnă undeva pe la 37 de ani, 36-37 de ani, și m-am apucat serios și de skydiving undeva pe la 33 de ani, deci consider că poate ar fi o vârstă mai bună să, cu cât mai târziu te apuci, bine, nici foarte târziu, ai o percepție a riscului mult mai sănătoasă decât la 20 ceva de ani. Ego, într-adevăr, e o mare problemă. Dorința asta de a posta tot timpul filme și de a da cât de mai multe like-uri, și asta a dus la foarte multe fatalități. De asemenea,
pentru că oamenii au încercat să ardă etapele și este un sport care nu acceptă prea multe erori. Erori, da, da, da. Nu acceptă, nu e un sport în care, să zicem, cazi de pe bicicletă, te julești și stai câteva zile în pat, pielea ți se reface și apoi te sui din nou pe bicicletă. Aici, dacă faci o eroare majoră, se poate lăsa cu accidente nasoale sau chiar moarte. Așa că trebuie să înveți de la cei mai buni, să ai încredere în echipament, să ții echipament bun. Acum echipamentul este foarte bun și să înțelegi foarte bine sportul și riscurile și cum să faci managementul riscurilor. Frumos, frumos spus. Înainte să terminăm discuția despre ce este base jumping-ul, de exemplu, tu acum ești în Norvegia. La înălțimile de la care poți sări în Norvegia, cât durează un salt și ce viteze la ce viteze ajungi? De exemplu, cu tracking suit-ul am ajuns la 225-226 de kilometri pe oră. Asta e viteza totală pe traiectoria descendentă pe bantă, pe ipotenuza, cum sari pe panta pe care zbori. Pot să zbor și mai încet și să am un glide mai bun. Glide ratio este definiția între practic care este distanța pe care o poți parcurge pe orizontal pentru căderea pe verticală. Zicem un glide de 2 la 1 înseamnă că poți parcurge pentru fiecare metru pe care îl pierzi pe verticală, poți parcurge 2 metri pe orizontală. Deci este raport între distanța orizontală și distanța verticală parcursă. Cu costumul meu de trekking poți ajung undeva la un 2,7-2,8 finețe sau glide ratio. Cu costumele de wingsuit se poate ajunge și la finețe mult mai mare, depinde și de condițiile de zbor. Dacă prins termică, cum e și cazul parapantiștilor sau cei care zboară cu parapanta sau deltaplanul, știu asta, poți să atingi și finețe mult mai mare, uneori și pe spre 4-5, chiar la unul cu costumele de veveriță sau wingsuits. Dar astea doar în condiții extreme de condiții foarte bune. Deci asta pe timp de vară, când se încălzește stânca și primești multă termică. Atunci asta te ajută destul de mult, chiar și în base jumping. Da. Cu viteze, ce să zic, vitezele cu wingsuit-ul cred că se ating în jur de 250 de kilometri. Recordul mondial de viteză cred că e undeva peste 300 de kilometri, dar din avion. Deci te simți efectiv, mai ales când faci proximity tracking sau proximity wingsuit și zbori eu pe lângă stâncă, senzația este că efectiv ești într-un avion de vânătoare, numai că este fără motor și efectiv simți că zbori cu propriul corp. E ceva fantastic și extrem de adictiv. Majoritatea oamenilor cred că o facem pentru adrenalină, dar toți oamenii cu care am vorbit până acum spun că nu o fac pentru adrenalină sau pentru frică, senzația plăcută de frică, ci pentru o conexiune foarte puternică cu natura și pentru o experiență într-adevăr de neuitat. E ceva special în a zbura cu propriul corp într-un peisaj așa majestic precum sunt munții din Norvegia sau din Alpi sau mai știu de unde, Dolomiții în Italia și așa mai departe. E ceva fantastic. Spuneai că nu există un mod centralizat în care să se urmărească câți sportivi sunt. Nu știu sigur dacă să-i numesc sportivi, nu știu dacă base jumperii le place să fie numiți atleți. Dar, mă rog, nu există o bază de date în care să se știe exact câți base jumperi sunt, câte salturi sunt pe an. Deci să înțeleg că nu există o federație internațională sau asociație internațională care să reglementeze sportul. Deci totul e practic la mica înțelegere între veteranii sportului, nu? Da, este un sport, este ultimul sport liber, ca să spun așa, în care foarte mulți fac salturi, unii fac salturi și pe timp de noapte, să spunem, despre diverse clădiri. În UK, în Londra, e un club faimos, Lemmings Base, nu știu dacă ai auzit de ei, au tot felul de salturi haioase pe timp de noapte din diverse clădiri, inclusiv parcuri eoliene și așa mai departe. Este ultimul sport liber, nu este deloc
controlat, să zic așa, nu există o asociație, o federație și cred că asta de asta este și atât de atrăgător pentru foarte mulți oameni, pentru că ești responsabil de propria-ți viață, de propria-ți siguranță, bineînțeles, împreună cu alți oameni. Până acum vreo 2-3 ani exista chiar și o asigurare care mi-a făcut-o, franceză, de asigurare pentru patient în caz de accidente majore și așa mai departe, dar din păcate s-a întrerupt. Deci asigurare pentru genul ăsta de sport extrem nu cred că mai există la momentul actual. E un sport foarte interesant. Pe mine m-a prins destul de mult și vezi și întâlnești oameni foarte faini din toate categoriile de viață, așa ca profil de base jumper. Am întâlnit de la space scientist care se ocupă de sateliți pe orbită până la tâmplari. Deci all walks of life, cum spune englezul, și toate tipurile de educație. În general sunt oameni foarte liberi, libertini ca mindset, și care se bucură de natură și foarte mulți din ei cred că ajută destul de mult în sport. Dacă ai făcut alte sporturi, ajută destul de bine mult să fii fit, ca să poți să urci munții, să nu sari în condiții de oboseală extremă și așa mai departe, pentru că îți afectează performanța zborului și trebuie să fii focusat și odihnit, bine hidratat și așa mai departe. Ajută foarte mult și cei care vin din domeniul zborului de parapantă și așa mai departe, pentru că înțeleg mai bine și condițiile meteo. Toate lucrurile astea se explică și în timpul cursurilor, trebuie să înțelegi echipamentul foarte bun, ești propriul tău rigger, să zic așa, adică trebuie să fii conștient de abraziunea materialului, ce trebuie înlocuit la parașută și așa mai departe. Lucrurile astea vin din timp, de asta este important să ai o carieră bună și constantă și în skydiving înainte să te apuci de aici. Deci nu avem federație, avem sportivi, avem producători de echipament, avem cursuri, avem competiții? Există competiții, cu siguranță sunt o grămadă de competiții care se organizează. Competiții care se fac World League, știu câteva că sunt, unele sunt și prin China, unde se încearcă atingerea unui obiect bullseye, ca să zic așa, cu... zboară printr-o țintă cu capul direct prin cu wingsuit-ul la peste 250 km pe oră. E o țintă făcută din practic e accuracy în zbor, trebuie să o țintești chiar în mijloc și într-adevăr performanțele sunt impresionante. Așa nu aș putea să spun că este un sport. Deci nu e un sport reglementat, ci este un sport într-o comunitate restrânsă, cu toate că începe să devină un sport mainstream, poate și din cauza asta numărul de cazuri în ultimii ani se țină și un raport, se numește Base Fatality List, în care se scrie pe fiecare, la fiecare accident mortal, care au fost cauzele, tocmai pentru ca oamenii să învețe din greșelile altora și se face un track record. Sunt vreo 400 și ceva de persoane care au decedat în ultimii 30 și ceva de ani. Dar sunt, ce am văzut eu, sunt foarte mulți oameni care intră în sport și presupun că în timp, deși nu există date oficiale, sportul devine mai sigur, pentru că calitatea cursurilor e mult mai bună, sunt foarte mulți oameni vechi temerari care sunt acum instructori de base jumping și care au mii de salturi la activ. Eu personal am întâlnit, cred că până acum, vreo 15-20 de base jumper care au toți peste 1500-2000 de salturi și fac sportul ăsta de 20 de ani și nu și-au rupt niciun deget. Deci se poate. Se poate. Toți sperăm să nu avem astfel de accidente sau să avem oameni care suferă din grupul nostru cu care sărim. Dar din nefericire se mai întâmplă și astfel de accidente. Undeva cred că în jur de 12-15 accidente mortale pe an, dacă nu mă înșel, cam asta ar fi media. Am înțeles. Când vine vorba de recorduri, ce fel de recorduri se stabilesc? N-aș spune neapărat că sunt foarte multe discipline, sunt mulți tipi care zboară. În principiu, n-aș
putea spune că se vânează foarte multe recorduri acum, cam limitele au fost clar stabilite, există niște limite de viteză pe care le poți atinge și nu se poate merge peste ele. Se tot îmbunătățește această finețe, glide ratio la costumele de veveriță cu timpul, dar e foarte important să ai și manevrabilitate, nu doar finețe. Starturile sunt chiar foarte importante, adică cât de rapid un costum se presurizează și începe să zboare de pe stâncă, deci cu cât distanța verticală e mai mică, cu atât startul este mai bun și asta deschide noi exituri peste tot în lume, inclusiv de pe munți mult mai mici sau munți unde ai o cădere în gol de doar câteva secunde, poți să începi să le zbori. Deci exituri care înainte, nu, nici de acum 15-20 de ani, nici nu erau considerate a fi posibile să se face. Menționăm puțin ce e un exit, că poate nu toată lumea știe, da, ce e un exit. Exit practic este o zonă de ieșire de pe munte, deci zona, locul de pe unde, de pe care se poate face un salt în siguranță, astfel încât să începi să zbori, să te depărtezi de stânca respectivă sau să urmărești un line, o linie de zbor printre diverse voi sau de-a lungul atât stâncii sau a copacilor și așa mai departe. Deci exitul este punctul de ieșire de pe munte, de pe care se sare cu parașuta. Deci practic se poate sări oriunde, se poate sări în mediul urban, se poate sări la munte. Da. Care e locul tău preferat de sărit? Pentru mine totdeauna au fost munții. Am sărit și am avut câteva salturi și de pe clădiri. Cea mai mică a fost o clădire de 55 de metri, o antenă de, da, o antenă de 110 metri, dar zborul meu preferat și disciplina preferată este slider up-ul, în care fac trackings și să sperăm anul acesta voi începe și wingsuit base după vreo 3 sezoane și 250 de salturi base, fac încet progresia și. Deci cel mai mult îmi place Italia, Elveția și Norvegia, unde sunt munți înalți și niște peisaje foarte bune, aproape că au fost creați. Am înțeles că și Franța ar fi în Chamonix, ar fi patria zborului liber, unde se poate zbura, sunt niște linii de zbor fantastice, parcă munții au fost creați pentru wingsuit base. Sper într-o zi să ajung și acolo. Sigur vei ajunge. E un sport scump? Da, este un sport relativ scump, în special pentru noi din Europa Centrală, de Sud și de Est, pentru că trebuie să faci în primul rând foarte mult skydiving. Skydiving-ul, să spunem, ai în jur de 25 de euro pe salt, 22-23 pe acolo, deci trebuie să ai câteva sute de salturi la activ. După care intrarea în sportul respectiv necesită un curs care durează cam 2 săptămâni, un curs specializat. Cursul ăsta costă vreo undeva între 2.000 și 3.000 de euro. Presupun că se poate găsi și mai ieftin în anumite locuri, dar focusul nu cred că ar trebui pentru salva banii, pentru că investești în propria ta siguranță și trebuie să înveți de la cei mai buni oameni. Deci aș recomanda un curs făcut de câteva școli consacrate. Ajungi undeva la 3.000 de euro, să spunem, cu cursul, 2.700-3.000, atât am dat eu. Apoi mai este parașuta, de base jumping inițială, unii au și 2-3, pentru că fac și slider up și slider down, deci le folosesc pentru scopuri diferite, sau împătrăz două ca să fie back-to-back, să meargă la un salt, după care să ia a doua parașută, să meargă sus din nou. Asta mai costă și ea vreo 2.000 și ceva de euro, 2.500-3.000 de euro, tot echipamentul. Și ideal ar fi să continui în paralel și partea de practică de skydiving. Asta este și motivul pentru care și m-am mutat în afară, tocmai ca să câștig mai mulți bani și să-mi permit și să-mi urmăresc visele, să spun așa. Pentru că sunt destul de scumpe. Deci parte din antrenamentul pentru base jumping este în continuare să faci skydiving. Da, Cum altfel te mai antrenezi pentru base jumping? Păi contează destul de mult să fii fit, deci cred că ajută destul de mult o stare generală bună fizică, asta înseamnă să faci puțin cardio, să faci mișcare, dacă poți să faci alergare, bicicletă,
sau sală, să faci diverse, să fii un om activ fizic. Asta cred că ajută destul de mult. Cred că ar ajuta foarte mult și sporturi complementare, cum am spus, parapanta, speed flying-ul și așa mai departe, pentru că îți creează anumite instincte, înțelegi mai bine și condițiile de meteorologie, de zbor, cum să zbori sub parașută și așa mai departe, sunt zboruri complementare. Și cam asta ar fi. Deci unii fac foarte multe parte de echilibristică, probabil că și asta ajută pentru cei care vor să facă acrobație în base jumping. E recomandat să nu te apuci să faci de unul singur de pământ, ci să practici mișcările acestea, front flip, backflip, gainere și așa mai departe, elementele astea acrobatice, cum fac cei de la care sar în piscină. Asta le poți exersa și în piscină, dar asta vine ulterior, după ce faci cursul și înveți lucrurile de bază în base jumping. E foarte interesant și senzațiile sunt într-adevăr foarte faine. Cred. Vizual vorbind, iar când faci astfel de acrobații în aer, e foarte fain. Cât de importante sunt condițiile meteo și cât de bine ar trebui să înțelegi meteorologia în base jumping? Sunt esențiale pentru base jumping și pentru supraviețuire. Evident, trebuie să fii conștient de care sunt vitezele în care poți să aterizezi cu parașuta, că întotdeauna trebuie să aterizezi cu, să încerci să ai vânt de față, pentru a-ți reduce viteza față de sol. E foarte important să înțelegi condițiile de termică la exit, niciodată să nu ți împingi și să-ți cunoști numerele, performanțele în zbor. Există un echipament, un fly sight, îi spune, e un GPS care se montează pe cască și care măsoară toate punctele, practic, căderea verticală, viteza, distanțele parcurse și așa mai departe. Și astea îți dau un sens foarte bun, îți dau niște cifre foarte clare, astfel încât când te duci la un nou exit, uitându-te pe cifre și măsurând cu un laser exitul respectiv, deci practic profilul stâncii de pe care vrei să sari, îți dai seama dacă poți să faci acel zbor în siguranță sau dacă există un risc destul de major să lovești stânca pentru noi exituri care nu le-ai făcut niciodată. Și genul ăsta de tools, de echipamente, cred că pot salva foarte multe vieți. Aș vrea să văd mai mulți oameni folosind genul acesta de echipamente, în loc să arunce doar pietre și să numere câte secunde durează până aud impactul cu piatra. Și așa, cam atât ar fi distanța. Da, meteorologia e foarte importantă, dar asta se învață în timp și se învață mergând urcând munții și de multe ori coborând la vale, din păcate, în loc să sari, pentru că condițiile nu sunt potrivite. Ca în orice sport condițiile de mult. Locale, iară, sunt foarte importante. De asta e important să sar cu localnicii care știu condițiile, care știu să te ducă la exit, nu să mergi din el din auzite, să-ți minimizezi riscul, să-ți spună exact unde sunt zonele de aterizare, unde poți să aterizezi, dacă sunt ceva obstacole și așa mai departe acolo, să ai grijă de unde vine vântul, din ce direcție, să înțelegi de ce un vânt care vine într-o anumită direcție nu e potrivit pentru exitul respectiv și așa mai departe. Deci cunoștința locală și a localnicilor care sară în zonă este critică, esențială, mai ales pentru începători. Da, frumos spus. Și ca în orice sport de munte, mă gândesc că ai un obiectiv, știi prognoza, ajungi la fața locului și s-ar putea, totuși, condițiile meteo să nu fie favorabile. Și în multe sporturi de munte trebuie să te întorci fără să-ți atingi obiectivul. Cât de ușor este, într-adevăr, să renunți la o săritură când ești gata, pregătit să sari? Nu este ușor, în special după ce ai un hiking de 3 ore sau 4 ore și dificil. Și nu te mai prinde și ploaia sus pe munte și știi că trebuie să te întorci iarăși și mai durează încă vreo 3 ore. Mi s-a întâmplat de câteva ore în Norvegia. În Norvegia se spune că oricât de bun ar fi vremea, întotdeauna să ții un rain jacket cu tine, că nu știi niciodată când te prinde. Prognozele nu sunt foarte corecte. De asta trebuie să lași ego-ul la o parte și să te gândești la siguranță și să te întorci de pe munte. Oricum, dacă ești montaniar și îți place muntele, oricum, e un hike în cel mai rău caz. Bineînțeles că îți dorești să sari, dar dacă condițiile meteo nu sunt favorabile, nu trebuie sărit. În special, au fost multe cazuri de fatalities, de accidente mortale, pentru că oamenii au sărit în ceață și s-au dezorientat în timpul zborului, au crezut că plafonul
zona de ceață e doar de 2-3 secunde și că ies și în realitate au fost poate 10 secunde sau 14 secunde. S-au dezorientat și apoi chiar dacă au deschis parașuta, n-au știut în ce direcție zbor și s-au lovit de stâncă. Deci e foarte important să nu ignore aceste semne, să nu fii niciodată overconfident și să iei încet, încet, pas la pas și să înțelegi inclusiv zona asta de aerodinamică, ce înseamnă un rotor, când vântul se lovește de un obstacol, când se creează turbulență în spatele acestui obstacol și poți să te aștepți, la turbulențe, dacă treci prin zona respectivă, să-ți păstrezi distanța atunci de celelalte obiecte ca să nu fii surprins de turbulență lângă un perete, să spunem, până lângă care mergi. Deci e destul de important să înțelegi condițiile atmosferice în care zbori. De asemenea, da, în condiții de presiune joasă sau de ceață, de umiditate, performanțele de zbor nu sunt la fel de bune ca într-o condiție cu termică și cu soare. Deci trebuie să iei în calcul și aceste aspecte. Și mereu când încerci un exit nou, să te uiți la cifrele cele mai proaste, la cele mai proaste zboruri pe care le-ai avut și cu alea să-ți compari cifrele de la acel exit nou pe care vrei să încerci, să te asiguri că ai o marjă de eroare suficient de mare. Din păcate, mulți nu își asumă o marjă suficient de mare de eroare când zboară și de asta se întâmplă multe accidente. Toți vor să zboare la firul ierbii cât mai repede posibil. Ne spui un pic ce înseamnă la firul ierbii? Te referi la proximity flying? Da, asta înseamnă proximity flying. Sunt convins că foarte mulți dintre noi am văzut filme în care anumiți base jumper cu foarte multă experiență zboară la peste 200 de km pe oră, la jumătate de metri de sol, pe distanțe impresionante sau pe niște viroage sau niște văi și fac slalom printre stânci pe lângă copaci și așa mai departe. Ce nu înțeleg este că acel singur zbor care este postat pe YouTube are în spate zeci de zboruri de la același exit de pregătire, în care acel pilot începe cu o marjă mare de siguranță, începe să învețe profilul văii, să învețe exitul și să-și ia anumite repere vizuale de pe care zboară de-a lungul linii de zbor și apoi încet, încet se apropie din ce în ce mai mult de pământ la următoarele salturi și așa mai departe și poate să ia, de exemplu, 20 de încercări până când reușește să zboare pe traseul și traiectoria dorită pe linie, așa cum se spune la noi în sport, în condiții de siguranță, pentru că înțelege tot ce se întâmplă în zonă, înțelege și meteorologia și condițiile și așteaptă vremea perfectă, a învățat și exitul, într-o gâdă a zburat de cel puțin 20 de ori de acolo și apoi face acea filmare care este văzută de milioane de oameni pe YouTube și toți cred că gata, ai sărit în sport cu o pregătire minimă, îmi pun wings după mine și voi zbura la fel ca acel tip. Însă nu se înțelege nivelul de pregătire și de experiență de ani de zile care le au acele persoane care fac genul acesta de zboruri. Nici nu trebuie să ajungi la acel nivel. Te poți bucura pur și simplu de a vedea o cascadă din zbor, de a zbura pe lângă stropii de apă sau deasupra copacilor de la o înălțime mult mai mare ca să-ți confere siguranță și tot să te bucuri de o conexiune fantastică cu natura. Nu toată lumea trebuie să facă performanțe de top. Da, cred că e important, sunt importante lucrurile astea de menționat, într-adevăr. Și cred că devine evident deja din discuția noastră că pentru a fi un base jumper de succes îți trebuie un complex destul de mare de aptitudini, de skills. Deci trebuie să te antrenezi destul de mult. Tu unde te antrenezi? Ai menționat mai devreme că ai plecat din țară ca să poți să faci mai mulți bani, ca să poți să-ți întreții pasiunea și sportul. Dar tu locuiești și într-un loc în care te poți antrena, așa-i? Da, am plecat acum 6 ani de zile, am plecat în Dubai și acolo sunt două drop zone-uri faimoase, unul în ele chiar deasupra insulei Palm, celălalt în deșert. Și acolo am făcut destul de multe sărituri, am vreo peste 700 de salturi de skydiving făcute în intervalul a vreo 3 ani de zile, deci am fost destul de curent când m-am apucat de base jumping, am avut vreo 550 de salturi la activ, dar din toată echipa de 10 persoane care eram toți cursanți, eu eram cu cele mai puține salturi, deci baremul a fost destul de mare, minimul era necesar, era de 300 de salturi, eu am avut cel mai mic număr de salturi de skydiving când am început sportul de base la 550,
Și restul erau toți pe la 1000-1200 de skydiver și așa mai departe. Și se observă foarte clar diferența între cei care au experiență bună în skydiving, lejeritatea și rapiditatea cu care învață sportul și naturalețea, dar cu toate astea și ei trebuie să se tempereze, pentru că e un sport puțin diferit și overconfidence-ul ăsta, din păcate, a ucis suficient de mulți skydiver experimentați care au progresat mult prea rapid și cu prea puțină marjă de eroare în sportul de base. Deci e clar că antrenamentul e foarte important. În base jumping se pune problema de recuperare? Există vreun fel de recuperare fizică sau psihică după sărituri? Sau nu e neapărat un element al sportului recuperarea? Absolut, absolut. Există o oboseală psihică și fizică. Dacă sari de foarte multe ori și faci foarte mult hiking, bineînțeles trebuie să te recuperezi. De asta e important să ai o condiție fizică bună, să mănânci sănătos. Pentru că recuperarea vine mai greu dacă nu ai... Există oameni în toate categoriile, nu neapărat foarte bine pregătiți fizic care fac sportul ăsta. Foarte mulți fac base jump-uri urbane, deci nu e neapărat musai. Dar dacă vrei să mergi în zona montană unde ai 3 ore, 4 ore de mers hiking, cu diferențe mari de nivel, pentru că nu peste tot ai telecabine care să te ducă în vârful muntelui... Trebuie să ai o condiție fizică relativ bună. Recuperarea fizică e importantă și, bineînțeles, neuromotorie de asemenea. Deci și psihică e foarte important să dormi bine, să nu faci party înainte să sari. Foarte mulți nu respectă neapărat chestia asta și poți să ai încetinel dacă te duci să faci base jumping după o noapte de băut. Evident, nu ești foarte întreg la minte să faci acest lucru. Deci e important să fii într-o stare fizică și psihică bună, de asemenea, pentru a te focusa un moment și a face ceea ce trebuie în timpul zborului. Am înțeles. Da, are sens ce spui. Are sens ce spui. După câteva salturi, poți să faci câteva zile în care nu faci nimic. Te bucuri de filme, de discuțiile cu prietenii, poți citi o carte când plouă. De multe ori eu mă bucuram, după vreo 3 zile asidue și intense de mers pe munte de soare în Norvegia, că vine o zi, două de ploaie, că știam că pot să dorm și nu fără să mă uit la munte, că e o zi minunată de zbor și nu zbor. Și poți să te odihnești, poți să bei o ciocolată caldă, să citești, să te bucuri de ploaie și de verdeață și de peisajele fantastice, și relaxându-te. Bineînțeles, și având conexiuni fantastice. Asta cred că îmi place cel mai mult în sportul de base jumping, e conexiunea foarte intensă care o realizez cu ceilalți base jumper, pentru că la un moment dat ei îți pot salva viața. Dacă se întâmplă vreun accident, ei vor fi cei care vor suna elicopterul, care vor ajuta la intervenție. Ei îți oferă cunoștințele locale și se creează o camaraderie destul de interesantă și sinceră și profundă între oamenii care practică sportul ăsta, pentru că este un sport plin de riscuri și toți sunt conștienți de asta și atunci conexiunile între oameni sunt unice și destul de profunde. Da, și în general, în activitățile cu risc mare, se creează conexiuni și prietenii profunde între oamenii care împărtășesc exact riscul respectiv. Ai menționat deja risc de câteva ori și ai menționat și faptul că multă lume trebuie să-și tempereze încrederea de sine când vine vorba în base jumping. Și instructorul tău, l-am auzit într-un podcast spunând că e foarte important în base jumping să ai suficient încredere în tine ca să fii responsabil pentru acțiunile tale, dar când încrederea în sine deja devine aroganță, atunci, într-adevăr, poate duce la accidente sau la fatalități. Ne spui un pic viziunea ta asupra riscului și linia asta de echilibru între încredere în sine și aroganță, cum o vezi tu? Da. Deci, în primul rând... Cum se face managementul riscului? Eu personal, nu pot să spun că am o experiență vastă în domeniu, sunt nici chiar începător, dar să spunem un base jumper mediu. Din ce am văzut, m-au fascinat întotdeauna persoanele astea care au făcut base jumping timp de 25-30 de ani, care sar de 200 de ori pe an, timp de 20 de ani la rând, deci vorbim de 4.000 de salturi, și care au scăpat complet nevătămate, fără nici măcar o luxație de picior sau un degetul în tot acest timp. Și sunt foarte multe exemple în astea și toți au spus că
că sunt câteva lucruri de bază. Deci, pe lângă faptul că ai nevoie de mentor bun sau instructor bun de la care să înveți și acum echipamentele sunt mult mai sigure, infinit mai sigure comparativ cu ce se sărea în acu 20 și ceva de ani, când erau riscuri destul de ridicate legate și de echipament. Ego e foarte important și curba de învățare. Și sunt foarte multe webinarii înregistrate, se găsesc inclusiv pe YouTube, e vorba de managementul riscului, pe care foarte mulți din acești instructori le explică. În principiu, totul e vorba de cât să sar mai mult și acumulezi mai multă experiență, înțelegi mult mai bine riscurile. Acele zboruri de care vorbim fără marjă de siguranță sau cu marjă mică de siguranță, de obicei, cei care chiar vor să împingă la acel nivel zborul, o pot face, însă o fac într-un mod asumat și conștient, de obicei la sfârșitul sezonului de zbor, după ce au acumulat foarte multe zeci de salturi în perioada aceea de vară. De asemenea, se antrenează în paralel în skydiving pentru a-și păstra instinctele de zbor ascuțite și acele zboruri se fac, repet, sărind din acel exit de nu știu câte ori, învățând la perfecție zona, luându-ți anumite repere vizuale, stânca respectivă, copacul respectiv și așa mai departe, unde ești tu relativ în traiectoria de zbor. Ești prea sus, ești prea jos ca să știi exact dacă poți să zbori pe lângă acel obstacol sau în funcție de linia pe care ți-o stabilești. Deci lucrurile astea durează foarte, foarte mult timp, foarte multe zboruri și se fac într-un mod progresiv. Deci acele zboruri pe care le vedem se fac de obicei la sfârșit de sezon. Cred că e destul de important să știi cu ce oameni alegi să sari. Să nu sari cu tot felul de teribiliști, din păcate se întâlnesc în genul ăsta de sport și foarte mulți tipi care nu dau doi bani pe viața lor. E bine să eviți genul acesta de oameni, pentru că nu vrei să ai de-a face cu... Te pot afecta destul de mult psihic, probabil. N-am avut până acum nicio experiență negativă. Să ai pe cineva care se întâmplă un accident grav sau chiar moare lângă tine. Deci e foarte important să-ți alegi și prietenii și oamenii cu care zbori și de obicei să încerci să mergi cu oameni care au făcut sportul ăsta de foarte mult timp și care te pot învăța sau îți pot da sfaturi pe lângă utile de-a lungul carierei de base jumping și la un moment dat să știi și când trebuie să pui punct, pentru că nimic nu durează veșnic. Corect. Ce rol joacă frica în tot managementul ăsta al riscului? Că tot timpul când avem de-a face cu risc, cu un risc, există și frică, care nu e neapărat un lucru negativ, depinde de intensitatea emoției. Ce rol joacă frica din punctul tău de vedere în managementul riscului? Frica trebuie folosită într-un mod constructiv, deci este cea care te aduce în focus, în acel zoom al momentului, în care nu mai există decât clipa și asta cred că e destul de interesant și ca sport în momentul în care există o frică pozitivă, așa, n-aș putea să spun, e o frică care duce la concentrare și dacă este o frică paralizatoare care te paralizează, ar trebui să nu sari, ar trebui să lași pentru altă zi sau poate nu ești făcut pentru sportul ăsta, nu este absolut nicio problemă. Deci o frică, o anumită cantitate de frică este sănătoasă și e chiar benefică, pentru că e cea care îți dă acea marjă de siguranță la care te gândești, of, dacă mi se întâmplă asta, sunt suficient de sus sau dacă mă lovesc de turbulență sau se întâmplă ceva sau poate nu sunt suficient de sus să trec de acel obstacol și așa mai departe. Și te ține focusat. Deci o frică foarte intensă care te paralizează îți poate pune viața în pericol. Trebuie să ai sânge rece și trebuie să fii focusat și te focusezi automat. În momentul în care te desparți de stâncă, în care ai luat decizia și te-ai aruncat în nou, e acel punct de, așa se spune, the point of no return, pe care toți o simțim la fel și toți oamenii cu care mi-au spus este momentul în care frica dispare pur. Pur și simplu dispare în momentul în care te-ai aruncat de pe stâncă, contraintuitiv, și apoi în următoarele clipe totul intru pe pilot automat, creierul știe exact ce să facă și începi să zbori și ești în zonă, ești axat pe linia de zbor. Sunt ocazii, zile în care pur și simplu ca base jumper
alegi să nu sari chiar dacă toate condițiile sunt bune pentru că n-ai un feeling bun sau poate pentru că ți este prea frică în ziua respectivă, ai o zi proastă, se întâmplă? Se poate întâmpla, nu mi s-a întâmplat foarte des, de obicei am o stare foarte bună cam tot timpul. Am întâlnit și oameni care, de exemplu, chiar dacă condițiile sunt foarte bune de zbor, zic astăzi n-am chef să zbor, pur și simplu vreau să mă duc la pescuit. Sau. Și mie mi s-a întâmplat, de exemplu, chiar astăzi e ultima zi în Norvegia, înainte să plec cu familia spre Italia și mi-am zis, era o zi fantastică de zbor, dar mi-am zis, astăzi n-am chef să zbor, am zburat suficient de multe ori în zilele trecute, n-are rost pentru acum pentru un zbor în plus, mai bine mă ocup și mă bucur de niște timp cu familia înainte să plecăm din Norvegia, să plec odihnit la drum și n-are rost să mai forțez încă nota încă o dată, că o să mai urc încă o dată pe munte încă 3 ore rapid ca să mai prind un zbor. O să am suficient de multe zboruri, muntele va rămâne acolo și mâine și poimâine și peste 100 de ani și peste 10 milioane de ani, așa că poți să-ți alegi orice altă zi în viitor. Cât timp rămâi în viață, o să ai multe zboruri înaintea ta. Oamenii morți nu pot zbura. Corect. Sau nu cu wingsuit, cel puțin. Da. Da, frumos spus. Ai zis la început că te-ai apucat de base jumping pentru că e o modalitate pentru tine de a te conecta cu natura. Dar ascultându-te vorbind despre risc și despre procesele mentale prin care treci atunci când sari până în momentul în care te desprinzi de stâncă și după ce te desprinzi de stâncă, ai putea spune că totuși sportul ăsta este și o modalitate de a te conecta pe tine, cu tine, că văd că ești foarte conștient de propriile procese emoționale și mentale. Deci aș spune că deja ești destul de conectat cu propria ființă. Ai spune că base jumping-ul te-a ajutat să faci asta? Aș spune că da. E puțin diferit de freediving, ceea ce am făcut înainte, în sensul că e mult mai activ. Ești mai conectat pentru că e viteza cu care zbor și totul se întâmplă foarte, foarte rapid, însă creierul percepe totul la un nivel automat și parcă încetinește senzația. Ce îmi place foarte mult la base jumping e faptul că te conectează în moment. Deci nu există decât prezent în acel moment. E o concentrare de un minut de zbor sau mai mult, poate mai puțin, depinde de obiectul de pe care sar și ce costum folosești, însă doar acele clipe contează. Deci orice fel de grijă ai, le lași la baza stâncii, pe muchia stâncii, în momentul în care sari, pentru că nu mai există altceva în capul tău. Viitorul nu există, trecutul a dispărut în spate cu stânca și ești ancorat pur și simplu în moment. Și e ca o meditație, aș putea spune. Da. Cel mai apropiat lucru, probabil, de o meditație pentru cei care nu sunt foarte spirituali sau e modul nostru de a ne conecta cu natura. Deci o întrebare de genul la ce te gândești în timp ce faci base jumping nu-și mai are rost. Nu te gândești la nimic, doar ești absorbit de experiență, de lucrurile minunate care zboară pe lângă tine, că ai impresia că tu ești static și se desfășoară totul ca un film, așa, e totul, spor e foarte fain. Și vezi munții, vezi cascadele, simți aerul, poți să simți până și mirosurile de flori, de câmp, de pin, de brad, le simți în aer exact ca și cum le simți când poate unul zbor cu parapanta sau cu deltaplanul. E o senzație minunată și ești conectat doar în moment. După care deschizi parașuta, parașuta se deschide deasupra capului tău, totul e în regulă, te bucuri, după care apare un nou tip de concentrare, te pregătești pentru aterizare, te uiți la direcția vântului din unde vine vântul și totul se termină cu bine. Și apoi e un sentiment de euforie și de bucurie și te îmbrățișezi cu amicii cu care ai sărit și râzi tot și ești plin de energie și pozitivă și pur și simplu te simți. Uneori sar și o singură dată pe zi, nu trebuie să sar de mai multe ori, după un hike lung sau poate un scurt și mă simt fantastic. Mă simt atât de încărcat cu energie cât pentru o săptămână întreagă. E ceva fantastic. Văd că camaraderia între base jumperi e un element principal în sport. Sari și de unul singur? Ai făcut sărituri și de unul singur?
Da, sar și singur. De multe ori se întâmplă să sar singur pentru că, de exemplu, mulți din pe aici în Pării Locale au joburi și eu, acum fiind pe drum, pot să sar marți, miercuri, joi, oricând, iar ei nu au timp. O fac și singur, dar bucuria cea mai mare este totuși să sari cu alți oameni. E mult mai fain pentru că poți să faci și two ways, three ways, adică să sar cu mai multe persoane în același timp. Vizualul este mult mai fain și călătoria însăși. Deci când mergi pe munte, discuți cu ei diverse lucruri, nu e doar saltul în sine, este o întreagă experiență. E cea legată de conexiunile profunde care le ai cu oamenii care se bucură de același lucru cu tine, ca și tine. Și, repet, nu e vorba de adrenalină, este vorba de o conexiune profundă cu natura pe care cred că toți o avem. E anumit spirit liber. Discuțiile interesante, glumele pe care le ai, întâlnești diverse personalități foarte asemănătoare cu tine, că altfel n-ai fi în acest sport. Și apoi zborul în sine, la final, care durează, paradoxal, un minut sau 30 de secunde, 40 de secunde după 3 ore, 4 ore de mers pe munte și cărat rucsacul în spate de 80 kg cu tot echipamentul de zbor. E un hike to fly ratio, nu prea grozav, base jumping. Dar mediul natural și oamenii și experiențele și camaraderia, prietenile pe care le legi sunt de neuitat. Și apoi, la final de zi, ai bucuria de a coborâ de pe munte într-un peisaj profund și fantastic și zburând ca în povești, efectiv, ca într-un vis. E ceva minunat cum se termină experiența. Și, în general, lucrurile frumoase vin greu. Deci, faptul că trebuie să muncești câteva ore pentru un zbor de un minut sună în regulă, pentru că lucrurile frumoase vin greu oricum. Exact. Ca să nu mai spun că mai durează vreo 30 de minute packing-ul, împachetarea parașutei, verificările înainte de salt, verificările la echipament, să te asiguri că totul este în regulă. Când ai prieteni, ți le pot face și ei, dacă nu ți le faci singur și așa mai departe. Deci da, e mult efort, dar și reward-ul este pe măsură, cu siguranță. Ascultându-te mai înainte, vorbind despre cât de conectat ești cu momentul prezent după ce te desprinzi de pe stâncă, cam așa discută și maestrii spirituali despre ce înseamnă să experimentezi momentul prezent. Tu ai un sistem de credințe spirituale sau religioase sau o practică spirituală personală? Nu am deloc, sunt ateu, dar aș spune că întotdeauna am simțit o conexiune, de mic copil fiind, mergând pe munți, am simțit bucuria asta de a mă conecta cu natura. Natura nu văd neapărat un zeu sau o ființă sau o conștiință supremă, ci pur și simplu bucuria de a mă conecta cu elementele naturale. Și asta m-a fascinat întotdeauna și probabil de asta am și fost atât de pasionat de sporturile astea outdoor. La freediving, de a mă conecta cu oceanul, la munte, de a mă conecta cu muntele sau de a sări de pe el și a mă conecta cu cerul sau zbura. Sau când zburam cu deltaplanul, același lucru. Aceste simțiri și aceste conexiuni. Asta pe mine m-au încântat. Probabil alți oameni se conectează în alte moduri. Nu toată lumea se conectează cu natura. De asta probabil că este un sport făcut de destul de puțini oameni. Dacă te gândești că sunt câteva mii la câteva miliarde de oameni. Pentru că există și un risk appetite pe care trebuie să-l accepți și responsabilitatea că pot exista consecințe grave în sportul pe care îl faci dacă nu ți asumi anumite marje de siguranță și nu ți asumi o anumită progresie lentă, dar chiar și atunci se pot întâmpla diverse lucruri nasoale. Deci trebuie să-ți accepți consecințele acțiunilor tale. Corect. Deci e clar că e un sport în care, indiferent cât de mult te antrenezi, indiferent cât de bun e echipamentul, riscul e destul de ridicat. Riscul există în continuare, cu siguranță. Poți să-l minimizezi, dar nu va fi niciodată la zero. Nimic nu este la zero dacă stăm și ne gândim să se poate întâmpla și spre strada și să fii lovit a doua zi. Da. Clar, nimic nu este la zero, numai că în base jumping e mult, mult deasupra cifrei zero riscul. Deci, clar, risele să mori sunt
unele dintre cele mai ridicate, având în vedere ce fel de activități facem noi ca specie. Cât de frică ți-e de moarte sau ce relație ai cu moartea, dacă vrei să ne spui un pic? Oh. Dar poți să nu mi spui dacă nu vrei. Aș spune că cred că e valabil în cazul oricărei persoane după o vârstă de 30 și ceva de ani. Vine o anumită împăcare cu faptul că ești o ființă finită și că există o acceptare că la un moment dat în viitor se va întâmpla acest lucru. Să sperăm cât mai departe în viitor și după o viață plină de aventură și de experiențe. Nu pot să spun că mi-e frică de moarte în mod conștient. Bineînțeles, nu mi-o doresc și sper să mor de bătrânețe, undeva cât mai bătrân și cu cât mai multă aventură și experiență, însă nu pot lăsa frica de moarte să-mi domine viața. Și cred că n-aș vrea să-i spun neapărat frică, dar aș spune că cel mai important lucru e, hai să spunem frică, într-adevăr, ar fi frica de a nu trăi viața la întregul ei potențial. Asta cred că este un lucru mult mai important decât moartea în sine, pentru că la un moment dat toată lumea va muri într-un final. Important este cât de împlinit și cât de multe experiențe poți să acumulezi în timpul limitat care îl avem pe această planetă. Da, frumos. Și eu împărtășesc valoria și cred că multă lume care face sporturi la care este un anumit grad de risc împărtășesc valori similare. Cred că sporturile astea și, în general, genul acesta de experiență m-au și maturizat mai mult în sensul ăsta, pentru că nu e ca base jumpers sau ca oameni care practică diverse sporturi extreme, probabil că ne gândim mult mai mult la moarte și ce reprezintă moartea și răspunsurile față de moarte, dacă urmează ceva după sau modul de obicei în care privești moartea influențează modul în care îți treci viața. Cred că te maturizează mai rapid în acest sens, în sensul că dacă practici genul acesta de experiență și de sporturi, îți răspunzi și ești forțat de împrejurări, poate să te gândești mai mult la consecințe și la ce înseamnă moartea, ce înseamnă viața și ce e cu adevărat valoros în viața ta, ca om, ce te definește pe tine ca persoană. Pentru mine, în acest moment, merită aceste riscuri și încerc să le minimizez cât pot de mult și să o fac într-un mod cât mai rațional și mai precaut. Pentru că lucrurile pe care le primesc din aceste experiențe sunt absolut fantastice și pe mine mă motivează enorm și mă încalcă cu o energie pozitivă fantastică și dau un sens vieții mele. Până la urmă asta căutăm toți, nu, să ne dăm sens vieții și să ne bucurăm. Da. Deci, nu ți-e așa de frică de moarte, cam asta a fost mesajul. Te-aș întreba dacă ți este frică de ceva în viață, dar trebuie să recunosc că atunci când m-am gândit să te întreb asta, e în contextul în care mulți base jumpers spun că preferă, dacă au un accident, să moară decât să aibă un accident cu care să rămână cu o dizabilitate, cu un grad de handicap care să le modifice cu totul calitatea vieții. Și eu, la fel, mă gândesc, dacă aș avea un accident în oricare din sporturile pe care le-aș practica, aș prefera să mor decât să rămân într-un corp pe care nu mai pot folosi ca să pot experimenta viața. Da, absolut. Simți la fel sau... Da, bineînțeles. Cu totul altceva de care te temi în viață? Nu, bineînțeles, toată lumea, nimeni nu-și dorește să ajungă o legumă și să fie o povară pentru ceilalți și să fie blocat în propriul tău corp, ca în melodia aia One de la Metallica. Dar, bineînțeles, cu siguranță, ar fi mult de preferat moartea decât un astfel de scenariu. Nu gândesc totuși atât de negativ. Într-adevăr, cu toate riscurile, mă uit și în partea pozitivă și mă uit la exemplele acestea de oameni care au supraviețuit și au făcut genul ăsta de sport într-un mod sigur, against all the odds, ca să spunem așa, ceea ce înseamnă că se poate face în siguranță cât timp urmărești niște reguli de bază și îți faci un risk management foarte clar și îți cunoști propriile limitări.
Cred că e foarte important, nu știu câți oameni, foarte mulți poate că din oameni se supraapreciază. În general e bine să îți cunoști limitările și să știi că un zbor poate depinde de foarte multe lucruri și nu tot timpul vei zbura în condițiile cele mai bune. Poate într-o zi vei fi obosit, poate într-o zi vei fi îngândurat și așa mai departe. Poate sistemul tău de reacție nu va fi destul de rapid, de asta e bine să ții mereu marje de eroare suficiente pentru a înghiți astfel de erori. Pentru că ele se vor întâmpla cu siguranță, nu ai cum să le eviți. Și atunci când se întâmplă astfel de eroare, e bine să ai o marjă de siguranță suficient de mare ca să poți să treci peste eveniment. Doar cu un uf, uite că s-a întâmplat și chestia asta și am învățat din ea, decât să fie ceva foarte scary. Da. Da, e o abordare, cred că, foarte sănătoasă asupra unui sport care are un grad totuși ridicat de risc. Ne-ai zis și mai să te cunoști că... pe tine însuți, da. Să te cunoști psihic și, într-adevăr, dacă nu simți nevoia sau ești prea îngrozit de exitul respectiv, să spui ok, nu mă simt potrivit psihic, e ok, o să cobor de pe munte, a fost un hike plăcut, nu e nicio problemă, muntele va fi acolo și o să pot să sar peste o lună, un an sau poate niciodată. N-au intrat munții în sac, sunt alte mii de piscuri pe care le pot explora și zbura de pe ele. Da, da, corect. Din nou, o abordare sănătoasă, cred eu, asupra sportului. Ne-ai spus mai înainte că ești cu familia în Norvegia. Ce părere are familia ta despre marea ta pasiune? Na, prima oară a fost îngrozit când am zburat pe lângă capul lor. Am făcut un flyby în Brisbane. Au văzut zburând și de pe stâncă, dar au încredere în mine. Faptul că încerc să fiu precaut și înțeleg că asta îmi dă sens vieții mele și mă sprijină, întotdeauna m-au sprijinit în tot ce am făcut. Și înainte de base jumping a fost freediving-ul și înainte de asta a fost deltaplanul și ei au fost oameni activi și încă sunt oameni activi și merg pe munte și înțeleg experiențele montane și conexiunea cu natura. Cred că de asta am moștenit și de la ei, doar că am mers un pas mai departe. Poate mai mult decât un pas. Da. Când spui cu familia, vorbești numai despre părinții tăi sau ai și familia ta? Vorbesc despre părinții mei și prietena mea, de asemenea, da, care mă... Da, nu e încă parte din familie, dar e pe aproape. Dacă vei avea copii în viitor, crezi că îți vei schimba pasiunea? E o chestie la care m-am gândit destul de mult. Nu pot să spun că m-am decis în acest moment dacă m-aș opri din base jumping sau nu. Am întâlnit foarte mulți oameni care fac base jumping și au 50 și ceva, 60 de ani și au copii mari sau au făcut de-a lungul vieții. Cred că poate fi făcut în condiții de siguranță. Probabil că te retragi și faci un pas înapoi în măsura în care îți asumi anumite riscuri, anumite linii de zbor și așa mai departe și probabil că mergi să-mi sar pe niște exituri mai clasice, mai forgiving, adică mai iertător, ca să spun așa, în materie de erori. Și în continuare pregătirea trebuie să existe, adică când poți să faci skydiving și să fii current în ceea ce faci. Deci dacă Da, dacă apar copii, nu știu, e un semn de întrebare. Riscuri, se schimbă puțin optica în sensul de a-ți asuma și mai puține riscuri și de a dial back puțin, lua câțiva pași înapoi. Foarte mulți din base jumper fac chestia asta, inclusiv există așa un grafic, să zic, în care mulți base jumper poate intră într-un feedback loop de asta sau sunt într-un grup în care cred că totul este posibil și împing din ce în ce mai tare, că timp de câțiva ani de zile sportul și își asumă riscuri din ce în ce mai mari. Și apoi, de obicei, o tragedie în grupul lor se întâmplă și atunci toți revin cu picioarele pe pământ și își dau puțin în spate cronometrul și încearcă să-și facă următoarele zboruri la un nivel mult mai scăzut de risc. Pentru că își dau seama că totuși se pot întâmpla lucruri oricât de bine ai fi pregătit. Acea marjă de siguranță trebuie să existe acolo. Da, cred că e natura umană, e ușor să te lași dus de val când lucrurile merg bine și uite că uneori totuși nu merg bine, oricât de mult ai calcula riscul.
Da. Exact. Și dacă nu-ți lași marjă de siguranță, se poate ca în 200 de salturi în care tot timpul zbori la firul ierbii, unul sau două din ele să nu meargă conform planului. Fie din cazul unui eveniment din cauza unei micrometeorologii sau pur și simplu n-ai avut o noapte bună de somn sau așa ceva, și atunci e suficient data respectivă să se întâmple la momentul nepotrivit, în condițiile nepotrivite, și să nu există marșa de siguranță care să te facă să treci cu bine peste obstacol și să mori. De asta e bine să ai întotdeauna o marjă de siguranță. Cel puțin la nivelul meu de pregătire încerc să mi-o asigur de fiecare dată. Cred că marja de eroare e bine, sau marja de siguranță e bine la orice nivel să o ai, pentru că cu cât evoluezi mai mult, cu atâta și obiectivele îți cresc, dar marja trebuie să fie acolo tot timpul, așa-i? Da, da, cu siguranță. Vorbind de obiective, care e următorul tău obiectiv în base? Wingsuit base. Sper să-l încep acum, în octombrie, în Italia. Urmează să-mi iau un antrenor, un coach personal care să facă primele salturi cu mine și să-mi dea sfaturile utile privind exit-ul, corectitudinea poziției în sport și așa mai departe. Deci asta e un pas care îl fac acum și îl fac după aproape 250 de salturi în base și după vreo 3-4 sezoane. Cam asta e una din regulile impuse în timp de către instructorii cu care am început să fac base jumping. 3 sezoane în base și minim 200 de salturi. Majoritatea terminale, tracking suit, one piece, tocmai ca să poți să progresezi într-un mod în siguranță. Și de asemenea să ai multe experiențe de wingsuit în skydiving, lucru pe care eu îl am. Am în jur de 400-450 de skydives, sunt toate cu wingsuit. Deci progresia ar trebui să fie ok. Însă vreau să o fac cu o persoană calificată. Unul din cei mai buni wingsuit base jumper din lume. Așa că rămâne de văzut în octombrie cum se va întâmpla. Succes și distracție plăcută! Mersi! Care e cea mai frumoasă amintire a ta de la base? Of, greu de ales, așa e? Una. Greu de ales. Ține mai multe, două, trei. Țin minte că am fost acum una din ele când am făcut un... în 2018, dacă nu mă înșel, în 2019 a fost în Sherag, într-unul din fiordurile din sud-vestul Norvegiei. Am făcut un salt local cu alte 20 ceva de persoane, toți am sărit la unison în același timp. Și eu am sărit super slick, aproape gol, adică... Și a fost foarte fain, vizualul a fost fantastic și n-am avut pe mine atunci aproape nimic ca și haine, am fost doar în niște slipi cu parașuta și am simțit tot vântul ăla pe piele și zburam, aia a fost cea mai faină conexiune cu natura când am sărit super slick. Și imaginea la 20 ceva de corpuri pe lângă tine zburând toți, fiecare pe traiectoria lui și apoi parașutele deschizându-se și execuția impecabilă, a fost ca o coreografie superbă în aer, pentru că toți am sărit în 3 valuri succesive. Eu am fost în primul val, a fost un al doilea val după mine și un al treilea val după, cu wingsuiturile care au zburat mai departe de primul și de al doilea val. Și ne-am ales locurile în care să vom deschide toți parașutele, ne-am ales repere vizuale și a fost foarte fain. Aterizarea s-a făcut perfectă, fără niciun fel de incident, și a fost așa un record local care a fost prezentat peste tot. Da, foarte fain. Alte experiențe, țin minte tot așa odată când am început să sar cu costumul de One Piece tracking, deci cel dintr-o bucată, pur și simplu am început să simt zborul și să zbor prima oară pe lângă perete, după vreo 40-50 de salturi, cred, în același exit în Dubai. Este prima oară când am făcut proximity tracking și m-am apropiat suficient de stâncă și am văzut vizual cât de repede trece peretele pe lângă tine și am trecut pe lângă un copac la câțiva metri așa și a fost wow, a fost o senzație așa foarte
foarte, foarte intensă de viteză și e destul de intuitiv, adică e traiectoria, e ca mersul pe bicicletă, odată ce începi să zbori și să simți corpul, este exact la fel de intuitiv ca mersul pe bicicletă. Pur și simplu știi exact direcția și unde vei fi și cum vei zbura. Cel puțin eu așa îl simt. Și a fost așa foarte impresionant, a fost atât de incitat când am început să urlu în cască din cauza intensității momentului, de unul singur eram acolo. A fost fain. Asta mi-am amintesc cu plăcere. Și a treia oară când am făcut un flyby pe lângă un coleg care a sărit înaintea noastră și a deschis repede parașut, a început să zboare și eu cu un coleg de-a meu, Steve, am făcut flyby. Eu prin stânga lui, el prin dreapta lui și am zburat pe lângă el în timp ce el era cu parașuta deschisă, noi am trecut pe la vreo 200 la oră pe lângă el și toți urlam. Foarte fain a fost. Da, sunt momente de neuitat. Cred. Și se vede că sunt amintiri frumoase. Care e cea mai neplăcută, în schimb, amintire de la base? Culmea e că nu prea am avut. Bun adică răspuns! N-am avut incidente, am fost ok tot timpul, n-am avut deloc niciun incident, dar mi-am luat și o abordare destul de precaută, adică am învățat lent și de multe ori, poate chiar am sărit de foarte multe ori în același loc, făcând același lucru de mama învățăturii, e repetiția, cum s-ar spune, și apoi abordarea a fost înceată, mai aproape, până când am ajuns să fac proximity flying, să înțeleg și să mă obișnuiesc cu senzațiile vizuale și să înțeleg panta pe care zbor. Am analizat foarte mult și datele de la GPS ca să-mi dau seama ce se întâmplă și care e finețea cu care zbor, care e viteza optimă la care se atinge finețea de zbor optimă, tocmai ca să știu să nu mă pun în limită de viteză de zbor. Cu costumul, ca să pierd portanța. Deci lucrurile astea sunt destul de importante să le înveți. Și mi-am alocat suficient timp ca să am o tranziție ok. Deci cu o abordare sănătoasă asupra sportului, n-ai amintiri neplăcute. Nu cred că ai. Și sper să rămână în același mod. Și eu sper asta. Există o comunitate de base jumping în România? Sau cunoști români care cunosc câțiva base jumpers, știu că nu e foarte dezvoltată, nu știu dacă sunt 10 persoane active, nu prea am sărit cu ei, am întâlnit vreo 2 din ei în Norvegia, paradoxal, la Helibugi, se organizează în fiecare an, undeva prin luna iulie, un eveniment Helibugi în care un elicopter e închiriat timp de 4 zile și îi duce base jumperii direct pe munte fără să mai fie nevoie să urce și atunci poți să faci și 6-8 salturi într-o zi, poate chiar și mai multe. Și acolo am întâlnit niște base jumperi români. Eu locuind și zburăm foarte mult în Dubai, n-am avut contact, dar sunt acum, de când m-am întors în țară și, mă rog, prin Europa, nu prea sunt prin țară acum, dar sunt interesat să sar niște exituri și la noi în țară, prin Buceci. Deci încă n-ai sărit în România? Nu, în România nu am sărit deloc. Nu, am sărit în Croația, în Elveția, în Italia, Norvegia și cam la o oră și jumate de condus în nord, în Dubai, sunt niște munți, tot așa, la 1300 și ceva de metri înălțime. Și se poate zbura și acolo, destul de fain. Sunt câteva exituri faine. Zbor pe niște munți în deșert. Super! Da. Super! Sper și Franța să vină cât de curând prin Chamonix. Având în vedere morfologia munților, în special din zona Chamonix, mă gândesc că ar trebui să fie bun de base jumping și estetic munții sunt extraordinar alpi francezi. Absolut extraordinar. Vorbind despre base jumper români, ce ai spune unui adolescent, unei persoane foarte tinere din România care vrea să se apuce de base jumping sau care vede filmele pe YouTube și îi spune și aș vrea să fac asta? Care ar fi primul sfat sau prima sugestie? Păi și eu am fost acolo, că eram în facultate când am decis să încerc chestia asta la un moment dat în viață și devenisem destul de obsedat de gândul ăsta, de visul ăsta și uite că s-a întâmplat puțin cam târziu, așa zice, că am așteptat vreo 13 ani. Primul lucru pe care aș spune ar fi să nu se grăbească deloc, să aibă o abordare
precaută să înceapă cu o bază puternică în skydiving, adică să sară ani de zile la rând și să acumuleze foarte multă experiență. Currency-ul e foarte important și în skydiving. Să respecte exact cerințele când se duce la... să ia un curs profesionist de base jumping, deci să meargă și să-l facă cu instructori consacrați, care fac asta de 20 ceva de ani, care au făcut-o cu sute de studenți, care au cele mai bune practici și care învață și managementul riscului și care învață absolut tot ce trebuie să știi despre base jumping. Deci un minim 300 de skydive-uri recomandabil ar fi chiar și mai mult, cu cât mai multe, cu atât mai bine, să învețe să-și zboare corpul cât mai bine, să se specializeze pe tracking și să zboare costume de tracking în skydiving și să facă wingsuit în skydiving. Dacă asta, scopul final este base jumping-ul, asta trebuie să facă disciplinele care îi vor ajuta și în base jumping. Acolo să-și focuseze atenția. Și apoi să facă tranziția cu un curs profesionist. Și apoi să-și aloce timpul necesar și o progresie cât mai lentă și lipsită de acest ego din dorința asta. E foarte greu, mai ales la 20 ceva de ani, când toată lumea vrea să arate cât de grozav sunt la toată lumea. Poate ar fi mai bine să se apuce undeva pe la 30, nu la 20, dar... Bun sfat! Dar, oricum, dacă se începe așa de vreme, să-și asigure o progresie mai lentă și să înțeleagă că sunt factori care nu țin de ei și de asta marja de siguranță e bună tot timpul. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla și e bine să am și să reasă de siguranță când zbori. Deci, ego la o parte, focusul ar trebui să fie pe experiența internă, internalizarea experienței și conexiunea cu natura și nu atât de mult postatul și like-urile pe Instagram sau pe Facebook sau pe YouTube. Ca orice sport din asta ar trebui să fie să vină dintr-o chemare profundă din interior, nu de dragul de a arăta cât de grozav ești către alți oameni, că în fond te joci cu viața ta. Și trebuie să faci pentru tine și singura competiție trebuie să fie cu tine însuți, nu trebuie să te compari cu alte persoane care zboară mai grozav ca tine sau fac lucrurile mai bine ca tine, ci trebuie să te compari cu tine însuți și să încerci să devii mai bun comparativ cu cel care ai fost tu ieri sau acum un an sau cu 6 luni, niciodată cu alții. Pentru că dacă întotdeauna te compari, au fost cazuri de accidente mortale în care a zis, dacă tipul ăla a făcut-o, pot să fac și eu. Și n-a reușit să facă linia de zbor care a făcut-o tipul ăla care zbura poate de 20 de ani și era un atlet mult mai bun. Deci nu te compara niciodată cu alții, ci doar cu tine însuți și asigură-ți tot timpul din lume pentru o progresie lentă. Și învață-ți limitele, nu sări peste ele dacă nu reușești. Este ok, oricum, faptul de a sări de pe stâncă și de a supraviețui și de a simți chestia asta, zborul liber, ca o pasăre după câteva secunde când începi să simți cum lucrezi cu aerul, e ceva, o experiență unică, pe care foarte puțin oameni o pot experimenta în viață. Deci nu trebuie neapărat să te duci cât mai aproape de stâncă sau să faci nu știu ce nebunie sau să fii cel mai bun star de pe Instagram. Poți să te bucuri și de o experiență care oricum este extraordinară în sine. Și să deschizi parașuta în siguranță fără să-ți asumi riscuri inutile. Deci alocă timp și ani buni, pentru că durează ani, ca să înțelegi și să ajungi să progresezi într-o manieră sigură. Dacă încerci să arzi etapele, vei sfârși pe base fatality list. Din păcate. Da, cred că în mare astea sfaturi bune în general în viață și în special în base jumping, să nu te compari cu alții și să ai o progresie de calitate și lentă, fără să te grăbești. Da, același lucru e valabil și în freediving sau în orice alt sport. Dacă vrei să-ți păstrezi energia pentru ani de zile și să fii activ în acest sport și să realizezi ceva, trebuie întotdeauna, motivația trebuie să vină din interior, nu din exterior. Nu dintr-o competiție cu alții, ci cu tine însuți. Ai menționat freediving de câteva ori. Mai faci freediving? Nu mai fac momentan, nu mai antrenez momentan. Am avut un coleg cu care mă antrenam în Dubai. Dar de când am plecat și cred că cam de 2 ani de zile de când am început să mă axez mai serios pe base jumping,
m-am oprit din activitatea de free diving. Mi-ar plăcea să reîncep din nou, mai ales acum că m-am întors în Europa, să reiau legătura cu antrenamentele. Ar fi o chestie interesantă să o reîncep. Ne spui în două cuvinte ce înseamnă free diving? Ce presupune sportul de free diving? Că poate nu toată lumea știe. Păi tu cu siguranță știi. Eu știu, da. Da, e apnea liberă și implică diverse discipline. Practic, implică atât probe de bazin, cât și probe de adâncime în mare. Și, practic, ținerea respirației și atingerea unor adâncimi sau a unor distanțe pe orizontală notate cât mai mult cu o singură gură de aer. Deci ținându-se respirația. E un sport anaerob. Și e destul de similar cu base jumping, în sensul că este tot o conectare în moment, dar mult mai interiorizate, tot cu tine în sus, pentru că se petrece la altă viteză, o viteză mult mai lentă. Și metabolismul și bătăile inimii încetinesc în loc să crească ca în base jumping. Dar e un sport tot așa foarte interesant, în sensul că te conectezi cu natura, în special cu mediul acvatic. E tot o conexiune foarte profundă și interiorizată. Interioră. Deci, practic, freediving-ul e să coborâm la o adâncime cât mai mare, în funcție de abilitățile noastre, cu o singură gură de aer sau în piscină, să notăm o distanță cât mai lungă cu o singură gură de aer. Sau să ne ținem respirația fără să ne mișcăm, static, pur și simplu cu fața în apă, static. Da. Știu că static tu ai avut o performanță destul de bună, ai fost vreo 2 ani campion național, ai avut peste 6 minute sau 7? Nu, da. 6 minute și ceva, da. Am fost, am avut personal bestul, l-am făcut într-un antrenament, undeva am reușit la 7 minute și 4 secunde. Acolo m-am oprit cu partea de static. Da. Deci o statică, o apnee din asta în care nu ne mișcăm, pare o activitate foarte lipsită de adrenalină, foarte meditativă, opusul la ceea ce pare a fi o săritură de base jumping, une țipi în cască, că atât de minunată e senzația. Au fost cunoștințe sau aptitudini psihice sau fizice, care mentale sau fizice din freediving care l-ai putut folosi în base jumping? Da. Cred că te ajută foarte mult să te cunoști pe tine însuți și e aceeași gen de trăire în moment. Ba chiar în freediving cred că te ajută destul de mult să-ți înlături orice fel de gânduri, mai ales și când plonjezi în adâncuri se întâmplă niște schimbări fiziologice în tine din cauza presiunii, a încetinirii bătăilor inimii, a conservării oxigenului către organele vitale. Tot așa e o conexiune profundă. Te simți și în freediving, mai ales când te duci la adâncimi mari, te simți complet deconectat de lume, deci ești tu însăți cu natura. Deci la fel se simte și în base jumping, când sar de pe stâncă, chiar dacă sar cu alți de 3-4 persoane în același timp, în final ești de unul singur. Deci e un sport care te conectează pe tine direct ca individ cu natura și tot ce e în afara tău, în afara ta nu mai contează în minutele respective sau secundele respective de zbor. Deci te ajungi să te cunoști pe tine însuți, capacitățile tale, încrederea în tine, dar nu și supra-încrederea. Deci trebuie să... E un joc al minții în care trebuie să ai grijă foarte bine să știi unde sunt limitele și să te înveți pe tine însuți și să ai încredere în tine însuți. Crederea ți-o construiești cu cât te pregătești mai mult. Cu antrenamentele, exact. Pentru că și în freediving, la fel, pentru a atinge adâncimile respective, trebuie să lucrezi mult. În Cipru am ajuns la 75 de metri adâncime. Asta a fost adâncimea cea mai mare care am făcut-o. Dar a durat câțiva ani de zile de antrenamente și niciodată nu m-am simțit mai departe așa de lume și de planetă decât când am fost atunci. Când știi că sunt 75 de metri de apă deasupra ta, ești deconectat complet de restul lumii. Doar o funie de siguranță. Și întuneric. Da. Dar e și o senzație fantastică de cădere în abisul albastru, e fain.
Nu cred că mai avem timp să vorbim despre managementul riscului în freediving, o lăsăm pentru altă ocazie. Că merită o discuție în sine asta. Cred că ne putem apropia de finalul conversației noastre. Mie mi-a făcut mare plăcere să povestim, dar înainte să încheiem, mai vrei tu să ne spui orice altceva legat despre base jumping? Sincer, cred că am cam acoperit absolut totul. Da, e vechea poveste, risk-reward. Cu cât e mai mare riscul, cu atât e și reward-ul. E într-adevăr o experiență fantastică, dar trebuie avută foarte mare grijă, pentru că într-adevăr e un sport periculos. Dar orice sport în lumea asta poate fi, și cave diving-ul este un sport. Din câte am înțeles eu, ăla ar fi cel mai periculos sport din lume, cave diving. E considerată a doua cea mai riscantă activitate de om după zborul în spațiu, cave diving-ul. Da, pentru că acolo și acolo, la fel, dar dacă respect și acolo regulile de bază, de compresia, amestecul de gaze și așa mai departe, expunerea, timpul, adâncimile, și ăla poți să-l faci în siguranță. Am întâlnit câțiva cave divers care au mers la adâncimi impresionante și care trăiesc bine mersi și o fac de zeci de ani. Deci orice sport se poate face în siguranță, atâta timp cât ai un management al riscului sustenabil. Deci, practic, ai grijă să urmărești o progresie lentă și sigură și să înveți de la cele mai bune persoane din domeniu și să aloci timpii și banii necesari. Să nu faci rabat nici la timp și nici la bani, mai ales în genul ăsta de activități în care îți pot periclita viața sau sănătatea într-un mod considerabil. Și gestionând riscul cât mai bine, practic, gradul de risc scade. Și sunt și multe alte activități riscante, așa, de zi cu zi, de care spuneai, în care gradul de risc nu e foarte ridicat, dar nu-l gestionăm foarte bine, că ne-am obișnuit conducând în trafic, ne-am obișnuit. Da, dacă nu te uiți când traversezi strada, șansa e mai mare decât să mori în base jumping, dacă nu te uiți când traversezi strada sau... Dacă nu mai gestionezi riscul în situația aia, pentru că pur și simplu... Mie mi se par, când văd downhill riding-ul ăla cu bicicletele la 80-90 de km pe oră pe o cărare și pe lângă copaci sau stânci, dacă ăla cade acolo, se face zob. De multe ori mi se pare că sau un schiu extrem ăsta de downhill în care coboară la 120-130 la oră, mi se pare că riscurile acolo sunt poate mult mai mari decât un salt de base jumping făcut de pe un exit mare care îți asigură o cădere, un rock drop de câteva, să zicem, 10 secunde sau 12 secunde și cu pregătirea necesară poți să minimizezi, să ajungi la un risc mult mai mic decât în alte sporturi care poate contraintuitiv nu par atât de riscante. Da, riscul e un subiect foarte complex și complicat și depinde de multe variabile, de pregătire, de persoana în sine, de meteorologie și așa mai departe și e foarte greu de făcut un calcul. De asta nu există nici date oficiale privind base jumping-ul, dar cred că consensul general în comunitate este că devine un sport din ce în ce mai sigur din cauza pregătirii a materialelor, a evoluției parașutei și a harness-ului și a cunoașterii și a faptului că sunt foarte multe cursuri și locațiile devin foarte cunoscute. La început era un proces de descoperire absolut brutal în care fiecare își făcea o adaptare la o parașută existentă de skydiving și sărea de pe stâncă cu speranța că adaptarea a fost potrivită. Na. Ca orice explorator, așa-i? Exact. Acea era a explorării de aur și a nebunilor curajoși a trecut. Acum noi culegem roadele și cu suficient răbdare și pregătire, cred că riscul poate fi ținut la un nivel relativ acceptabil. Depinde și de profilul tot de risc ca persoană. Da, dar se dezvoltă un sport mai sigur, aia e clar, dar într-adevăr cred că e un sport în care contează foarte mult, cum ai zis tu, profilul tău psihologic. Inclusiv psihologic, da, psihologic e foarte important, pentru că sunt convins că sunt mulți oameni în multe sporturi extreme care nu ar avea ce căuta acolo. Poate da, da.
iau foarte ușor lucrurile sau pregătirea și sar etapele sau pur și simplu nu le pasă dacă trebuie sau mor mâine. Și genul ăsta de oameni de obicei ajung în anumite situații mai neplăcute. Da, viața înseamnă ceva diferit pentru noi toți, așa că da. E greu să definim conceptele astea într-adevăr. Da, și nu e niciun spor reglementat și e ultimul spor liber și poate și din cauza asta fiecare poate să facă ce vrea anime, poate să îl oblige pe ăla să nu sară sau să nu facă asta. În final, oricine își poate cumpăra o parașută de pe internet și se poate duce cu minim de pregătire. Au fost cazuri în astea în care a venit... Oamenii spuneau, nu veni cu mine și tot a vrut să sară neapărat și a sărit de unul singur și s-a întâmplat ceva. Deci se pot întâmpla, există astfel de teribile și care nu interesează pur și simplu regulile de niciun fel sau să înțeleagă procesul de învățare ca să-l faci într-un mod sigur și o fac pentru motive greșite, intră în sportul ăsta. Nu poți să-i controlezi și atunci statistica pare mai periculoasă decât da. Poate sportul e, da, da, da. Da, cu oameni potriviți. Bine, Adi, mersi mult, mult încă o dată. Îți mulțumesc, Simona. Vreau să te mai întreb încă ceva înainte să pleci. Ne recomanzi o carte și un film? O carte, da, se numește The Great Book of Base. E o carte extraordinară pentru că scrie, e obligatorie de citit. Cam în toate, la toate cursurile de base jumping se recomandă citirea acestei cărți nu o dată, ci de două ori. Pentru că vorbește de psihologie, despre echipament, au inclusiv povești haioase cu base jumper care fac diverse nebunii prin Las Vegas și așa mai departe. E o carte minunată care, chiar dacă nu vrei să faci base jumping, se merită citită pentru că arată diverse povestiri și diverse chestii interesante din sportul ăsta, care pot fi cunoscute și de marea masă, chiar dacă nu vor să practici acest sport, e o carte care merită citită. Aia să, cel puțin câteva capitole din ea, cu siguranță. Lucrează la ego, lucrează la experiență, la primii pași pentru care trebuie să faci base jumping, are și un disclaimer uriaș în care spune, în primul rând, nu fă base jumping, dar dacă ești suficient de stupid și de idiot să încerci, atunci urmează următorii pași. Da. E o carte foarte faină scrisă de un american care face și el wingsuit-uri și merită citită de toată lumea. Matt Gerdes, cred că îl cheamă, de la Squirrel. Dacă dai pe Google The Great Book of Base, e primul link care vine, că da. E foarte popular. Da. Așa ca filme, nu știu ce filme nu am. Nu trebuie să fie neapărat de base, așa cum îți place ție să te relaxezi. YouTube-ul e plin de ele. Cred că cele mai faine sunt cele făcute de la Phoenix Fly cu Dreamlines, se numește, dacă nu mă înșel. Sunt episoadele 1, 2, 3, 4, când au început ei să facă proximity flying și sunt niște voi fantastice și zbor de pe niște munți și fac pe lângă copaci, pe uneori pe sub copaci, așa mai departe, zboară, fac niște linii fantastice și zboară în formație. YouTube-ul e plin acum de filmări, sunt și campion mondial care fac free flying, zboară și fac diverse elemente de acrobație cu wingsuit-ul în timp ce sar de pe munți, chestii care erau făcute înainte doar în skydiving, acum sunt făcute pe în domeniul în base, deci a evoluat enorm de mult sportul. Sunt și foarte multe filmări YouTube cu slider down pentru cei care le place să sară de pe, să facă acrobație sau să sară de pe obiecte mai mici. Interesant, da. E plin internetul. Radix, dacă nu mă înșel, e unul din documentare, dar greu de găsit cu base jumper. E un documentar de vreo două ore.